Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod din The Sky Titans. De data asta suntem alături de Andrei Zel. Neata. E bună seara, mă rog. Mă rog, da. Never mind. Bun. Andrei, cu ocazia acestui videoclip, pentru că Andrei a postat la el pe canal un video info despre modații, o să rog să vorbească și în acest episod din The Sky Titans despre serie. Așa, să zic despre modați, nu? Da, și cum poate să intre băieții dacă sunt doritori, gen d-astea. Ok, deci, practic începe sezonul 2 și puțin mai diferit decât sezonul 1. Sezonul 1 a fost cu bătăi, cu echipe, etc. De data asta o să fie doar un fel de roleplay, să zic așa, doar ne jucăm, ne facem bazile, ne vizităm, ne alea, ca un server de survival, doar că e cu moduri. Și dacă vreți și voi să intrați, mergeți la mine pe canal și aveți acolo scrie ceva gen modații sezonul 2. Și dacă vă uitați, am zis în videoclipul ăla ce trebuie să faceți, aveți acolo în descriere un fel de formular, dar singura chestie pe care o cerem noi e să aveți cel puțin 1000 de abonați. Da. Deci, ați auzit. Deci, în mare parte, cred că ați văzut și la mine că a existat seria aceea numită Modații. Yay, uei. Bă, Andrei! Da. Uite că ocazia că tot filmez acum, m-am gândit la o chestie. Da. Mă gândeam ca în sezonul ăsta să nu facem așa, să ne separăm cu toții, să facem gen, cum ai zis tu, să facem chestii folositoare la spawn, nu știu. Deci, facem, da, ne ocupăm. Nu, eu zic așa, ne separăm pentru o perioadă și apoi o să revenim la spawn cu resurse, cu tot felul, și apoi o să ne împărțim, ăla face centrală, nu știu de care, ăla se pregătește de aia, ăla se ocupă de aia și tot așa, și facem așa ca un fel de oraș. Păi, la asta m-am gândit și eu, că am văzut la cineva pe internet, sau aveau ei un fel de spawn, desigur, erau doar doi tipi, nu era un server public, și stăteau separat, dar la spawn, unii s-au spawnat, ei prima dată au făcut un oraș, dar era gen făcut din microblocks, era mai mult așa de design, și m-am gândit să facem și noi de genul ăsta, de gen pentru resurse, gen... ai nevoie de XP, te duci la spawn și ai acolo un sistem automat. Păi, la asta mă referam și eu, să facem gen... Na, de-aia de electricitate, să zicem, dacă mai merge. Nu știu. În cazul ăsta faci cine... Dacă ai o idee și faci și vrei să faci, duci acolo la spawn și faci. Nu, deci am așa, să ne împărțim mai multe responsabilități pentru fiecare. Ca să nu zică după ăla, bă, vezi că tu n-ai ce căuta pe aici, că... Panam... Știu că nu se întâmplă asta, dar în mintea lui cam așa o să fie. Dar acum depinde și de cât de mult știi sau ce anume știi. Mă, există internet. Tu mi-ai zis-o. Da, într-adevăr. Deci te poți informa foarte ușor de pe Google. Nu știu, la chestia asta mă gândeam, ar fi prea awesome să facem ceva de genul. Da, dar cred că cel mai probabil să facem așa cu resursele. La chestia cu resursele. Că na, sunt ăștia care se... Sunt care se pricep mai bine. Și ar putea să facă, gen. Da. Aleluia. Bun, eu aici... Nu știu dacă te-ai uitat la mine, dar m-am apucat de un nou proiect. N-am văzut. Ce faci acum? M-am apucat de jungle, că s-a deblocat ceva din jungle și mă apuc să mi-l editez special pentru J. Ceva de jungle? Da, jungle-ul s-a deblocat. A, aici așa în Minecraft? Da, în modații. În Titanii. Da, pe Titanii s-a deblocat jungle. Nu, vreau și jungle, ca să-mi iau copaci de aia mici. Eu acum am... Bă, dacă vrei, dau coordonatele. Stai, față de casa ta, cum ești de la tine din casă, în ce direcție ai? Cum ești de la mine din casă? Deci stai, știi unde ușile mele? În stânga. Nu, zi-mi așa, în stânga. Stai că zic, deci eu cum ar veni să așa din casă și trebuie să mergi în nord, în nord trebuie să mergi. Și la un moment dat o să vezi acolo o mlaștină și după mlaștina aia imediat urmează un jungle. Lol, chiar vreau și eu niște... Hai vino aici, aștept, poate mai dai și ceva idei pentru casă. Auzi, dacă ai ceva lemne, walkwood-uri. Da, am vreo 12 stack-uri. Da, duci-mi, te rog frumos, jumătate de stack. Ok. Cam nevoie pentru asta. Doar walk, nu ce. Da, oak. Și eu oak folosesc mare parte pe aici. Acum mă apuc de poduleț. Că la mine e ceva gen numai cu poduri, cu tot felul de chestii. Da. Dar pe unde duce podul ăla? N-am să geți. Fac legături de pomi.
ca un fel de complex. De uriaș. Da, legături, ca un fel de complex. Da. Și după ce termin tot asta, că deja m-am gândit că am câți pomi, o să fie undeva la 10 pomi ocupați de mine. O să-mi împart, acolo vine aia de enceant, acolo vine aia pentru aia. Ai înțeles tu. Da. Și am de gând să-mi mut și fermele. Dar o să-mi fie ceva un pic gangreu. Ia să așa. Fii atent, eu în episodul meu, ultimul, care l-am filmat, vorbeam despre... Am căzut din pom. Vorbeam... Stai așa, să-mi iau niște... Zi. Vorbeam despre... ce fel de bazi vreau să fac eu în modații sau pe ce moduri ziceam că mă concentrez. Și uite, gen Brolin vrea mai mult să stai cu magia, să-și fac o casă de aia de vrăjitoare, gen. No, nu-l mai lăsa cu magia, te rog. A, dar nu, când mai e cu bătaie, nu știu. No, dar știu eu cât de Brolin, serios. Da, au zis că o să ocupi și celălalt, dar în general o să ocupi de Ars Magica, de Tonecraft, de Witchery. Bă, să știi că și Ars Magica e șmecher. A, și o să fii, deci asta vreau să fie ca o regulă obligatorie pentru toată lumea. Toată lumea trebuie să aibă o bază făcută sus în spațiu. Avem Galactic Craft-ul. Aoleu, n-o să mănânce multe resurse la host. Galactic Craft-ul? Da. Nu? E sigur. O dimensiune separată. Da, dar nu mai știi că am încercat noi atunci cu ăla. Nu, n-am încercat să punem Galactic Craft. În sezonul 1. Nu. N-am încercat noi alt modpack. Flens mod am încercat, dar n-am încercat deloc să punem Galactic Craft. Dar oricum, Galactic Craft e o altă dimensiune, cum e Nether-ul, și o să pun oricum limita maximă de chunk loader-ii să fie 2 sau 3. Cam cât de bun e hostul ăsta așa? Da, Beast Node, mă, nu știi. Păi Titan e pe Beast Node. Gata, nu mai am nevoie de detalii, m-am prins. Ok, îți la tine acasă. Deci, mergi în nord. Stai să văd, unde era... Mergi în nord, deci dacă vezi border-ul din... Deci dacă mergi în est și vezi border-ul, continui în nord și o să vezi acolo ceva pomi de jungle și după o să vezi gen casa mea. Ok. Teoretic. Nu. Trei cumva pe lângă stâlpul ăla uriașul din clay? Mi se pare că da. Îți dau mai bine coordonatele, ce să mai... Da, ia zile. Imea asta e să ajung. Acasă. Sau măcar zi-mi pe acolo, prin zonă, dacă sunt pomi. Bun. 561 cu minus 393. 561, ok. Da. S-a mărit border-ul pe aici. Da, ți-am zis. Ai luat și lemn? Da, am. Ok. Uite, mlaștina. O să încep să vezi și jungle-ul. Trebuia să vin cu calul, bă, că ajungea mai repede. Mă, să știi. Wow. Mereu încerc jump-ul ăsta, dar iarăși l-am eșuat. Uite, bă, jungle-ul, da. Mă vezi alele mele? Văd copaci, dar nu știu dacă... stai. Cât era? Minus 561 cu minus 300. Dar tu ești departe. Eu sunt aici unde s-a deblocat prima oară jungle-ul. Uite, le văd. Aici se deblocase prima oară jungle-ul. Unde ești? Să not acum pe apă, gata, am urcat pe pământ. Stai că mai am o leacă oricum. Te văd. Eu nu te văd. Am văzut săgeata. Am tras-o random. Încă nu te văd. Eu bă, creeper-ule, bă. Da, bă, MLG-ul ăla să mor eu. Stai să iau niște copăcei. Bă, spate. Opa! Bă, nu știu că am văzut. Hai. Stai să arunc că vreau copaci, după copaci ăștia am venit eu. Armura mea e acasă de diamond. Oricum are enchanter de căcat. Decât pantofii sunt buni.
Ce ai pe pantofi? Feather 4 in 4, Unbreaking 3. Holy shit. Și Blast Protection 4. Eu mi-am place de astea că am Depth Strider. Pot să merg pe apă ca vântul. Ok, ia lemnele de aici. Ai, gracias. Bă, vezi să ne bagim. Ah, nu, 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 că nu i-am făcut. Da, știu, zicea la mișto. Hai să vezi ce am făcut până acum. Hai da. Scări, așa, șmecherii 3D la... Bă, uite un creeper, bă. Vezi să nu bubui! Nu, 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 că era jos, i-am trazis. Ah, bine. Balcon de aici, chestii. Torții. Ia. Momentan e în construcție. Da, da, da. Mau, te-ai dus în toți copacii. Ți-am zis? Că nu ți-ai pus nimic, nu? Ce? Nu, încă nu, bă, toate le-a stat acasă. A, ia uite, bă, border-ul, ia uite. Stau lângă border, aștept să deblocheze un pom, că l-am văzut. Oricum, o să-mi ia ceva până termină toată asta. Da. Mai ales că dacă mai ies să-ți mai pui și ceva detalii, o să mai dureze. Hă, câte detalii am eu în cap. Mai știi casa mea, dacă te uiți la primele episoade, casa aia de-am făcut eu, dacă te uiți la primele episoade, zici că seamănă cu un shit. Nu seamănă cu absolut nimic, acum mie chiar îmi place cum e shit. Când ai început la da, da, frate, da. Era, ziceai că eu nu știu să mai joc Minecraft, ce să mai. Hai să vedem ce, în afară de copăcei de ăștia. Oare dacă dau cu bone meal pe aici, așa, prin jungle, mai cresc copăcei de ăștia? Mai nu știu. Ia să uite că sunt niște oase aici, să încerc. Vezi ce faci, să nu bulești pomii care îmi trebuiesc. A, da, nu-i bai. Dar ce treabă au pomii? Ia să vedem, să... Iarbă. Iarbă. Am impresia că nu mai cresc alți copăcei. N-o cred, dar așa e generat de la Minecraft. Da, așa că se strâng cât mai sunt pe aici. Să fac... Oh, Jesus! Ce-ai pățit? Am căzut. Bă, nu-i prea securizată casa aia ta. Păi bă, eu încă construiesc. A, tu construiești, de asta te duci la pământ. Yep. Da, bă, că nu mai cresc copăcei de așa, deci... Cât am? Un stack și... Hai strângem două stack-uri, cred că nu o să-mi ajungă. Bă, a început să mă lase becul de la cameră, e nasol. O să rămân beznă, adică doar monitorul și tastatura. Tastatura luminată? A, nu, mouse, pardon. A. De unde atâta bani? De fapt, de unde... Vreau tastatura luminată ca să mai stau cu becul aprins seara să mă chiorăsc. Sau să scot tastatura de sub... birou. Da, și să o pun la monitor să văd ceva pe ea. Gata, I bine. Know that feeling. Mă mir că nu-i Pain online. E. Ia zi, n-ai nimic. Cred că intră mai târziu, eu știu. Da, vorbind de pe și să vezi, hello, omnigus, intră el acum pe server. Da, știu. Mamă. Mie într-un fel mi-e frică când e pe server. De ce? Mi-e frică să nu facă un troll de la nesimțit să vină să mai facă defuri. Defuri? Da, morți. Ah, de tu m-ai omorât? El m-a omorât atunci, nu mai știi. Da. Și domnul Andrei a fost de față. Că și el a participat. Bă, eu n-am dat în tine. No! Bun, atâta. Păi și nu se pune. Bă, nu, de fapt nu zădeam foarte mult damage. No! Bă, ia bun Andrei ăsta, nu? A, da, apropo, shader 1.8. Ce, a apărut? Dar e fără Forge, e installer. Bă, trebuie să... Și buguit. Nu, trebuie să-mi dau defragmentare. Stai! Da, s-a ars becul. Deci prin tuneric faci facecam? Nu. Am crezut că miroase pro... Ce, cream crezut că s-a ars ceva la calculator. Dar tu faci facecam acum? Nu. Ah. Pentru că... Pentru că... Trebuie să mă spăl pe cap și trebuie să fiu fabulos. Bă, hai că închei și eu aici acest episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați like, share, comment and subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!